Impactul dintre cele două autovehicule a avut loc în jurul orei 21 la intersecția dintre DN66 și localitatea Curtișoara. Șoferița aflată la volanul unui Fiat a pierdut controlul mașinii și a lovit o dubă din sens opus condusă de un tânăr din Teleorman. Patru ambulanțe au ajuns imediat la fața locului. Mașina șoferiței a fost grav avariată și a fost nevoie de intervenția unei echipe de descarcerare. Detașamentul de pompieri Târgu Jiu a fost solicitat în urma unui eveniment rutier, soldat cu 3 victime. La sosirea la locul evenimentului s-a constatat că una din victime fusese deja preluată de colegii de la ambulanță și s-a procedat la descarcerea celorlalte două victime, ne punând probleme din punct de vedere al descarcerării. Ceilalți participanți la trafic au fost nevoiți să aștepte reluarea circulației mai bine de o oră. A fost mai în spate. Nu știți care e vinovatul? Nu știm. A fost la 5-6 mașină în spate. Femeia de 40 de ani și nepoții săi de 18 și 19 ani au suferit leziuni multiple, dar medicii spun că sunt în afara oricărui pericol. Deci au fost aduse 3 victime dintr-un accident rutier, toți ocupanții unei mașini, sunt cu traumatisme craniofaciale și de membre inferioare, care sunt în curs de investigații și o să vedem după rezultatul investigațiilor dacă vor rămâne internați sau nu. Din fericire, șoferul dubei care transporta haine nu a suferit leziuni. Am tras pe dreapta cât am putut. A venit frontal la mine. Mașina care a intrat în față. N-am avut ce să-i. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauza producerii accidentului. Poliția a constatat faptul că o femeie în vârstă de 40 de ani din localitatea Turcinești, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 66, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, carosabilul fiind umed, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune frontală cu o autoutilitară ce era condusă de un bărbat în vârstă de 34 de ani din orașul Videle. Ambilor conducători auto li s-au recoltat probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit și dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.